Ну, это цирк. Ну, что это значит? Это бătaie de joc, в первую очередь, коллега та де партии La Paz, потому что doamna Наталья Гаврилица есть вице-президентом La Paz, înțeleg? Ну, что это значит? Пропуй, спой, что ты молодец, да не путез. Да де че? Не întrebați de че. Mai înseamnă, trebuie să spui mai de atât, așa, să înțeleagă tăți. Păi dacă ați desemnat, intrați măcar în sală, veniți la ședința partidului, de ce boicotați? Asta e bătaie de joc, nu doar de propriul membru echipei, dar e bătaie de joc de oameni. Oamenii, vă spun că oamenii nu înțeleg, și am văzut că și pe dreapta mulți înțeleg, dar și vă jucați voi. Ai desemnat candidatul, vine și al susține. Președintele PSRM susține că jocul PAS și al Maiei Sandu va avea consecințe negative pentru cetățeni și pentru întreaga țară. Eu cred că este un joc care nu îl înțelege nimeni și este o abordare necorectă față de cetățenii simpli în primul rând. Și eu cred că vor fi penalizați cu acest lucru. Eu vreau să spun un lucru. În caz dacă PAS nu va veni la ședința Parlamentului sau nu va vota pentru candidatul lor și acest guvern nu va fi votat, atunci în câteva luni, o lună, două, trei, dacă situația în țară se va înrăutăți, atunci Maia Sandu și PAS nu vor avea niciun argument să critique guvernul, cum spune, guvernul ăsta interimar, el Dodon, așa spune. Nu aveți niciun motiv să criticați, pentru că ați avut posibilitatea să vă numiți guvernul vostru. De aceea, dacă în luna aprilie, mai, iunie, apar probleme în țară, martie, atunci vina este doar a voastră. Igor Dodon a reiterat că fracțiunea parlamentară a PSRM va participa la ședința legislativului, unde candidatul desemnat își va prezenta echipa guvernamentală și programul de activitate.